Să prins microfonul. Putem începe? Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi vrem să vă vorbim despre furturile comise de oamenii primarului socialist Ion Ciban, care au fost numiți în funcții în mai multe structuri subordonate primăriei capitalei. Vreau să vă amintesc că în 2021, pe când eram consilieră municipală, am bătut alarma de nenumărate ori despre plângerile părinților, despre încălcările care au loc în așa numitele combinate școlărești, întreprinderi municipale care erau create, sunt create, pentru a asigura procesul de alimentație a elevilor în municipiu. Nu odată în spațiu public au apărut informații precum că unii funcționari publici din anturajul primarului Ion Ciban și fracțiunea PSRM își fac plinul cu produse de la depozitele combinatelor școlărești. De câte ori am solicitat verificări, primarul nu a dorit să miște niciun deget. Singurul lucru care l-a făcut a creat un grup de lucru care a fost format mai mult pentru bifă. Mai mult decât atât, am întreprins o serie de vizite inopinate pentru a verifica care este calitatea produselor alimentare care ajunge pe masa copiilor noștri. De exemplu, în cadrul vizitei inopinate la căminul școlii sportive din sectorul Buicanea Capitalei, am depistat că în farfuriile copiilor erau puse împreună felul 1 și felul 2. Tot la această instituție, mai mult de 100 de copii s-au intoxicat din cauza unor produse alterate. Am făcut și o vizită la combinatul Bucuria El, din sectorul Botanica, întreprindere care achiziționa produse la preț mult mai mare decât cel de piață. De fapt, în gestiunea acestor întreprinderi municipale, precum Bucuria El, vin bani cash de la prânzurile procurate de copii, de la bufetul cantinelor școlărești. Veniturile combinatelor sunt foarte greu de monitorizat, din cauza că procesul de achiziție a produselor alimentare se face direct, fără licitație. Respectiv, agenții economici sunt selectați după principiul persoane de încredere, ghilimele. Astfel, șefii întreprinderilor municipale responsabili de alimentația în școli și grădinițe semnează contracte cu cine doresc și fac scheme prin care pun banii în propriile buzunare. Iar agenții economici pe care îi selectează, de cele mai multe ori, nu fac altceva decât un fel de pericupcă sau, mai bine zis, transportarea unor cantități enorme de produse de la depozitele angro la depozitele combinatelor școlărești. Ba mai mult, nu există nicio formulă clară de calculare a prețurilor de achiziție acestor produse. Prețurile la întreprinderile municipale destinate pentru procesul de alimentație a copiilor sunt cu mult mai mari decât cele din supermarketuri, dar aici să nu uităm că există și adaos comercial. Revin la ideea că domnul primar general al Capitalei a creat acum 2 ani un grup de lucru care avea menirea să reorganizeze sistemul de alimentație a copiilor. Ba mai mult, venea cu propunerea foarte clară că va veni cu această comisie va elabora un concept de reorganizare totală a alimentației copiilor în municipiul Chișinău. Cu regret, nimic nu s-a întâmplat și Ion Ciban a demonstrat încă o dată că nu se ține de promisiuni și că protejează lipsa de transparență în instituțiile municipale. Dar iată că justiția devine de hac funcționarilor corupți și celor care încearcă și fură din banii publici. Iar în spațiu public au apărut informații despre percheziții ale ofițerilor Centrul Național Anticorupție și reținerea unor șefi protejați de Ion Ciban și de consilierii PSRM, care, din păcate, repet, își umpleau buzunarele din contul copiilor și frigiderele de la depozitele combinatelor școlărești. Dar cu mai multe detalii în acest sens vine colega mea, Zinaida Popa. Mulțumesc! Neregulile din cadrul combinatelor alimentare școlărești au devenit deja cronice în cadrul acestor întreprinderi municipale, iar la caremul cărora sunt puși oameni ai primarului Ion Ciban, dar și aliații fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău.
E de menționat faptul că dacă în timpul guvernării socialiste aceste ilegalități erau protejate de către intervenția organelor de drept, astăzi justiția devine una funcțională și începe să lucreze în folosul cetățenilor. Centrul Național Anticorupție se apropie cu pași siguri spre primăria Chișinău, unde descoperă că prietenii primarului Ion Ceban fură din alimentele destinate copiilor pentru școli și grădinițe. Aceste ilegalități sunt comise prin intermediul întreprinderilor municipale de alimentație publică. Iar ieri, șeful întreprinderii municipale, Bucuria El, și administratorii a câtorva companii private au fost reținuți de către ofițerii CNA după ce au făcut percheziții la mai multe adrese. Aceștia sunt bănuiți de corupere pasivă, dar și activă. Conform primelor informații, persoanele reținute sunt bănuite că au trucat contractele de achiziționare a alimentelor pentru școlile și grădinițele din Chișinău. Totodată, este demonstrat faptul că au fost oferite mai multe sume de bani în interval de la 5 la 18 mii de lei. Ilegal. Conform datelor oficiale, șeful întreprinderii încheia contracte de furnizare a produselor, iar mai apoi beneficia de un comision de 25%. Șeful întreprinderii se înțelegea cu agenții economici ca să mărească artificial prețul, iar diferența de bani să o primească și să o pună în buzunar. CNA a demonstrat deja și probe video despre schema de corupție organizată de șeful întreprinderii municipale, Bucuria El, împreună cu câțiva agenți economici. Se vede foarte clar cum administratorii acestor companii vin în birou și îi transmit bani în diferite valute. Din înregistrările video prezentate de CNA am observat că este același birou în care colega mea, doamna Angela Munteanu Pojoga, a fost într-o vizită inopinată. Dar în acea înregistrare video se vede că domnul Simeon Întila, șeful acestei întreprinderi municipale, spunea că sunt acuzații false și el este foarte și foarte cinstit. Apropo, acest Simeon Întila a fost decorat de ex-președintele Nicolae Timofte cu Ordinul Gloria Muncii. În acest context apare întrebarea, oare ce va face primarul Ion Ceban? Iarăși va spune că este un om cinstit, corect, fiindcă are merite și ordine? De ce pun această întrebare în contextul în care un funcționar al preturii Botanica, care a fost învinuit de hărțuire sexuală a unei voluntare din cadrul centrului refugiați, doamna pretor a ieșit și a vorbit că el este om de treabă, fiindcă are diplome de la primar. Rog colegii să transmită înregistrările video atât de la videoul de la înregistrarea sau vizita inopinată a doamnei Munteanu Angela Pojoga sau și video de la CNA. Iată, dragi cetățeni, cum oamenii primarului socialist Ion Ceban fură din gura copiilor. Întreprinderea municipală Bucuria El a fost fondată cu scopul să asigure alimentația copiilor din instituțiile de învățământ din Chișinău, dar nu pentru a spăla bani din alimentele destinate copiilor noștri. Acum apare o întrebare către primar. De ce, domnule primar, atunci când fracțiunea PAS a sesizat acest lucru, nu ați întreprins nimic? De ce? Ca să ajungem astăzi în situația ca organele de drept să demonstreze ceea ce trebuia de demonstrat acum câțiva ani. Din ceea ce vedem, se confirmă încă o dată că șefii interimari numiți de primar sunt corupți și șantajabili. Avem deja suficiente exemple de întreprinderi municipale care sunt administrate ineficient de către șefi interimari numiți de Ion Ceban. Și aici voi oferi câteva exemple. Vorbim de întreprinderea municipală Infocom, acolo unde a fost numită o persoană de către Ion Ceban cu scop ca să falimenteze această întreprindere, chiar dacă această întreprindere în anul 2021 a înregistrat cele mai mari venituri. Vorbim de o alte întreprinderi, cum ar fi Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze. Vreau să vă reamintesc că fracțiunea PAS, consilierii din fracțiunea PAS, de la începutul mandatului au cerut ca să se desfășoare acel audit financiar și funcțional pentru a despista scurgerile de bani. Până acum, acest lucru nu a fost să fie.
o altă întreprindere municipală sunt spații verzi, care este administrat atât de prost în condițiile în care cad copaci și omoară oameni și se distrug bunurile oamenilor. Aceasta se întâmplă dat fiind faptul că copacii sănătoși sunt tăiați, iar cei uscați sunt lăsați. Un alt exemplu este pretora de la Ciocana, care a fost restabilită de către Cebanu în funcție, chiar dacă are dosar la CNA și cu toții am văzut acele video din rețele sociale. Sperăm că instituțiile de drept să continue să lucreze în interesul cetățenilor și să investigheze activ fiecare bănuială de corupție, influență de putere și spălare de bani publici. Primăria Chișinău, sub conducerea lui Ion Ceban, a devenit un cuibar al corupției, chiar dacă sunt mascate frumos prin niște proiecte de ochii lumii și se operează cu antonime precum ar fi transparența. Chiar dacă se scrie acest cuvânt în titluri, transparență, asta nu înseamnă, domnule primar, că dumneavoastră asigurați ceea ce declarați. Fracțiunea PAS în continuare solicită efectuarea auditului financiar și funcțional la întreprinderile municipale Artec și PUA. Totodată noi cerem ca concursurile să fie organizate deschis la funcțiile de director pe principii meritocratice, așa încât să fie selectate persoane profesioniste și competente. Și încă o dată vrem să reiterăm că Primăria Municipiului Chișinău nu este un loc unde se face teatru politic, dar este un loc unde aleșii poporului trebuie să lucreze pentru dezvoltarea și construcția unui oraș pentru oameni, așa încât locuitorii și oaspeții acestora să dorească să trăiască aici, în Chișinău. Vă mulțumim! Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim și vă urăm o zi frumoasă!